Bun găsit, dragi prieteni, la Fair Play. Sunt Daniel Vatamanu. În cadrul ediției de astăzi a emisiunii, invitat este luptătorul de kickboxing, suceveanul Andrei Ostrovanu. Salut, Andrei, bine ai revenit la Fair Play. Salut, Dani, mulțumesc pentru invitație și bine m-am găsit. Da, ultima dată ai fost aici prin vara anului trecut, prin luna august. De atunci ai mai bifat o serie de meciuri. Da, da. Vom vorbi pe rând despre toate experiențele trăite. Nu știu, poate cel mai important moment al anului 2015, faptul că ai intrat într-un circuit Infusion, circuit care știu că a luat nașteri în Olanda, dar este extins pe tot globul, nu? Da, da, e o promoție de top, o promoție foarte tare în Europa și am avut câteva meciuri acolo și sper să mai continuăm. Da, acum ești în vacanță. Da, două săptămâni, ne bucurăm de vacanță, ne antrenăm în același timp. Să ne ținem în formă și ne întoarcem la pregătire. Da, te pregătești aici pe plan local, nu? Da, pe plan local. Să ne menținem și la sfârșitul lunii mergem în Anglia să ne pregătim pentru aprilie. Avem un meci în China și ne pregătim intens pentru meciul ăsta. Da, anul 2015 sau, mă rog, partea a doua anului, cum a fost pentru tine? Știu că ai obținut și victorii și înfrângeri. Ai avut un meci puternic în Olanda despre... Da, 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 a fost un meci foarte, foarte intens. Am luptat împotriva unui marocan. Îmi place stilul lui de luptă, foarte puternic. Îmi place să lupt întotdeauna cu sportivi puternici. Am pierdut la puncte, dar asta e, se întâmplă. Se întâmplă oricui. Asta e sportul, până la urmă. Trebuie să știm să pierdem, trebuie să știm să câștigăm. Important e să mergem înainte și ce să învățăm și din înfrângeri și din victorii. Da, a fost prima dată când ai luptat în Olanda? Sau? Nu, nu, am mai luptat în Olanda anul trecut, împotriva unui surinamez, un sportiv din Curaçao, și am câștigat prin knockout în prima repriză. Da. Da. Diferă concursurile de acolo? Galele de acolo cu cele din România, cu Super Combat? Nu foarte tare. Sunt două promoții foarte tare în Europa, mediatizate foarte bine și sunt cam pe aceeași undă. Sunt sportivi foarte puternici și în Olanda, atât cât și în România. Da, în același timp ai mai luptat și în Anglia, nu? Pe la Newcastle, parcă am văzut că... Da, 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 am avut și acolo câteva meciuri. În Anglia, acolo ne facem pregătirea. Ne antrenăm și ne învârtim pe plan local să ne menținem în formă și să ne pregătim pentru meciurile tari care urmează să vină. De exemplu, acum în aprilie avem un meci în China, o să mă întorc la sfârșitul lunii, mă întorc în Anglia, o să mă pregătesc. Dacă o să mai prind pe acolo ceva meciuri, asta o să fie ca un test pregătirii noastre și apoi mergem pe plan extern. Da, continui să lucrezi cu Horea Rădulescu? Da, 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 continui să lucrez cu el, un antrenor foarte bun, ne înțelegem foarte bine și mergem înainte. Da, spune mai multe cuvinte despre acest circuit Infusion. Da, Infusion, luna trecută am participat la un turneu foarte, foarte tare în Thailanda, o piramidă de 16 sportivi, am fost 4 echipe, o echipă din Europa, Asia, America de Nord și America de Sud, sportivi de top. Și am fost mândru să fiu acolo. Am reprezentat România. Am avut primul meci împotriva unui egiptean. Am luptat cu un egiptean. Am câștigat prin knockout, repriza a treia. Apoi am rămas în ultimii 8 sportivi din 16 și am luptat cu un surinamez foarte puternic, care a fost un meci foarte tare, că publicul i-a plăcut și a fost desemnat meciul Galei. Am pierdut la puncte, din păcate, dar am învățat din lupta asta. Da, avem pregătite și o serie de fotografii din Thailanda, o experiență care cu siguranță mulți și-ar dori să o trăiască. Da. Ai început anul practic în Asia? În forță, da. Am început cu două meciuri într-o săptămână. Au fost două meciuri în mai puțin de o săptămână. Am făcut categoria de două ori, am slăbit de două ori, dar a fost bine. Da, vedem așadar fotografii, cum am spus, din Thailanda. Primul meci? Da, da. Ăsta e, nu, e al doilea meci împotriva surinamezului. Foarte bun boxer pe brațe. Am încercat să folosesc mai mult picioarele. Dar nu ne dăm seama, au fost mulți spectatori? Au fost. A fost într-o sală, gen de handball, o sală măricică. Și da, aici suntem toate echipele. A fost colegi.
Da, fotografiile nu sunt în ordine. Da, 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 da. Aici am avut challenge-uri, am avut provocări, jocuri între noi. Aici eram la sală, făceam slăbirea, eram slăbit și încă mai zâmbeam. Da, echipa Europei. Brazilia am foarte puternic, am luptat cu el și anul trecut, ne-am întâlnit într-o altă competiție. Am jucat și fotbal, au fost provocări care le-am câștigat. Am avut în echipă un francez, un polonez și... Da, am văzut, te-am urmărit pe pagina de Facebook și... Bine, de altfel și afișul competiției era structurat pe patru grupe, grupa neagră, nu? Sau da, echipa da. Neagră, echipa Europa. Da, da, eram pe culori, eram, echipa Europa era negru, era echipa galbenă, roșie și albă. Da. Am încercat multe picioare împotriva surilamezului pentru că știam că era un pic accidentat din primul meci, la cot, și am încercat să presez cu picioarele. Iar el, în următoarea luptă, nu a mai putut continua. A abandonat lupta după prima repriză pentru că se resimțea de la loviturile care le-am dat. Da. Iar aici am dat knockout cu genunchi în repriza a treia, egipteanului. Presupun că acești luptători participă, nu, și în competițiile da, din da, Europa, toți, din... Da, toți sunt luptători de clasă, luptători profesioniști și sunt foarte puternici toți. Da, văzusem și fotografii cu camere, video, interviuri, înțeleg că a fost și spectacol în afara ringului. Da. Un fel de Big Brother, nu? Da, da, da. A fost un reality show. Un reality show. Filmam fiecare zi antrenamente, provocări. Aveam provocări între noi. De exemplu, eu am avut o provocare cu egipteanul să tragem frânghia pe plajă cu echipa mea. Și am câștigat provocarea și am câștigat și 500 de grame în plus la cântar. Ceea ce m-am bucurat foarte tare, că contează 500 de grame. Da. Totodată am văzut că participau și foști fotbaliști, Zemaria, da, da, Botos. Da, au fost fotbaliști de clasă, Zemaria, un fotbalist brazilian, care toată lumea îl știe, Lambroscotos de la Inter Milano, Helder de la Arsenal, da. Fotbaliști de top. Și au jucat fotbal acolo sau au intrat și în ring? Da, au jucat și fotbal, ne-au și ajutat pe noi, concurenții, da. Și s-au și luptat între ei. Au fost patru fotbaliști și s-au luptat între ei. Da, foarte frumos. Da, presupun că a stârnit o audiență mare, nu? Tot acest spectacol și cu reality show și cu lupte și cu fotbaliști cunoscuți, nu? Da, da, a fost un complex așa, a fost multe activități, jocuri, lupte, fotbaliști, a fost foarte frumos. Și totul a fost așa, ca o piramidă. Da. Ai stat mult acolo, nu? Da, am stat... Vreo 3 săptămâni sau? Două săptămâni am stat la turneu, dar eu am plecat mai repede, cu o săptămână și jumătate aproape. Am plecat la pregătire, să-mi fac pregătire la Golden Glory Pattaya. Și apoi, după ce mi-am făcut o parte din pregătire, pentru că m-am antrenat și acasă, după ce mi-am făcut pregătirea asta la Pattaya, am plecat la turneu. Da, am stat cam o lună, aproape o lună de zile în Thailanda. Vremea acolo? Nu ai prins niciun muson? Știu că sunt doi musoni. Foarte cald, țânțari, muște. 30 de grade în fiecare zi, cel mai frig a fost 28 de grade. Da. Fusul orar schimbat cu 5 ore jumătate în primele două nopți când am ajuns acolo, am dormit. Eram foarte, foarte tare obosit. La 3-a, 4-a, 5-a noapte dormeam numai pe la 3 dimineața, dormeam, nu puteam să dorm. Cu toate că eram foarte obosit după antrenamente. Da. Da, frumoasă destinație așa, ca într-un început de an, nu? Foarte, da, foarte frumos. În timp ce aici era frig. Anul ăsta o să fie la fel de încărcat. Avem activități foarte tare, avem meci în China, apoi posibil să luptăm și în România, anul ăsta chiar la Suceava e probabil să se facă o gală. Da, vom vorbi în partea a doua emisiune și da, da. Să nu ne grăbim. Ținem, da, ținem, încă adunăm informațiile. Da, ultima întrebare legată de experiența ta în Thailanda, vorbeam și înainte emisiunii, acolo, mă rog, nu, înțeleg că nu kickboxing-ul e... sport național, dar o altă latură a artelor marțiale, nu? Da. Sportul lor național e Muay Thai-ul.
boxul tailandez. E un stil diferit de kickbox. Ei lovesc foarte mult cu picioarele, genunchi, coate, ceea ce în kickbox coatele nu se folosesc. Sunt lovituri interzise. A luptat în turneu și un tailandez care a pierdut în primul meci. De aceea zic că e stiluri diferite și nu... La mod normal, un kickboxer are mai multe șanse. Da, normal, un kickboxer bun bate un tailandez, un luptător de Muay Thai. Ceea ce cred că și un kickboxer, dacă se bate pe Muay Thai, are aceeași soartă. Da. Oricum, impresia generală e că acolo, în Asia, e patria, așa și este, patria artelor marțiale. Da, da. Nu știu dacă ai avut tot timp să mergi pe la... Da, nu prea am avut timp să studiez prea multe despre ei acolo. Eu sunt budiști, am văzut multe locuri, dar ne-am focusat pe pregătire. Categoria trebuia să o facem, filmam în fiecare zi și eram cam obosiți așa. Încercam să ne refacem cât mai repede. Și înțeleg că ai fost singur, fără antrenori. Da, fiecare sportiv fără antrenori. Da. Veneai cu tema pregătită de acasă, cum s-ar spune. Am deja setați. Da. Bun, înțeleg că te vei întoarce încolo în zonă, da, în China. Zi-mi, am vorbit mult despre Infusion. Super Combat-ul a trecut în plan secund sau care e situația? Super, încă colaborăm cu Super Combat-ul. Super Combat face acum o gală în Puerto Rico, din ce am înțeles. Nu suntem selectați pentru gala asta. Dar noi ne facem treaba în continuare. Am semnat deja o luptă în China, mergem acolo și apoi vedem ce urmează. Încă nu știm. Dar planurile sunt promițătoare. În China, cum se va desfășura turneul? Tot pe grupe sau Nu, în China o să luptăm împotriva unui chinez. O să fie doar un super fight. Ceea ce un pic mai mergi altfel focusat pentru o singură luptă. Să fie un meci tare, un meci greu, chinezul e foarte tare, foarte bun, dar nici noi nu suntem apă de ploaie. Da. Bine, chinezii îi știm mai mici de statură. Da, 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 mai mici. E greu să imaginez un chinez cu fizicul tău, de exemplu. Da, eu am un mic avantaj, sunt mai înalt ca ei, slăbesc și îmi fac bine categoria și mă simt bine în categoria asta, vreau să ajung tot mai sus, să fiu numărul 1 în categoria asta și după aia mai vedem, poate creștem. Da, până în 71 de kilograme sau? 71 sau minus 71. Da. 70, da, da. Acolo vei merge cu staff-ul sau tot singur? Da, acolo o să merg cu antrenorul meu, Horia Rodulescu, o să mergem cu staff-ul și o să fie mai diferit ca la turneu, pentru că mi-a fost un pic greu fără antrenor la turneul ăsta. Țineam legătura foarte mult, vorbeam în fiecare zi. Și mi-a explicat, încerca să-mi dea indicațiile la telefon. Am înțeles. Vei fi premiat după luptă sau te vei califica mai departe? Cum suntem premiați după fiecare luptă. Mergem acolo doar să vizităm China. Da. Am fost premiat, am luat locul 4 la turneul ăsta din Thailanda și acum ne pregătim pentru China. Da. După China, ce urmează? După China încă nu știm. Am înțeles că o să fac o gală la Cluj. E posibil să revenim în România cu luptă, dar noi ne ținem focusați pentru ce urmează, lupta din China. Apoi mai vedem pe parcurs, până atunci, ce mai apare. Da, la Cluj, de cine ar fi organizat? Încă nu știu, nu pot da mai multe detalii, că așteptăm informații și noi de asta zic că nu ne focusăm pe meciul din China și apoi vedem după aia ce urmează. Da, mergeți treptat, pas, nu aveți un calendar stabilit pentru tot anul, măcar în mare, așa să... Nu, de obicei vin meciurile, tot vin dinainte, tot știm ce facem, dar acum suntem focusați pe China. E probabil să apară ceva până la China, mai e o lună. Probabil în luna asta să mai apară ceva oferte. Să luptăm. Bine, în mod normal trebuie să știi cu ceva timp înainte, pregătești cum trebuie. Așa e, da. Păi meciul din China a fost anunțat dinaintea turneului de la Infusion. Da. Am înțeles. Spune ceva și de Suceava? Avem șanse să te vedem aici? Da, e posibil. Așteptăm informații și pentru Suceava. Vrem să facem o gală la Suceava.
ceea ce mă bucură foarte, foarte tare, să lupt acasă la mine, alături de sucevenii mei și sunt răbdător. Deci vei fi, în cazul în care se va organiza, vei fi și organizator și concurent, nu? Nu, organizatorii sunt alții. Noi ne facem treaba de sportiv, eu îmi fac treaba de sportiv, mă antrenez să fiu mereu bine pregătit și ce urmează, să intru acolo în ring, să fac treaba, apoi restul nu mai contează ce se întâmplă în afară lui. Am înțeles. Bine, știu că ai mulți prieteni aici în zonă. Da, da, Raico Levitski de la Cluj, un luptător, de la Rădăuți, scuze, luptător de MMA, foarte bun, luptător de top. Da, v-am văzut împreună de mult. Stă și el, se antrenează în Anglia? Da, da, suntem colegi la sală, suntem colegi de cameră, ne antrenăm împreună, facem 2-3 antrenamente pe zi. Mâncăm împreună, ne antrenăm împreună, ne împărțim pumni, suntem prieteni, ieșim la bere, în vacanță împreună și tot așa. Suntem foarte apropiați. Da, presupun că și el ar fi încântat de ideea organizării în Suceava, da, nu cu aici? Cu siguranță. Cu siguranță, da, să fie foarte frumos. El e luptător de MMA. Ar urma să concureze și el? Adică dacă ar fi o competiție ceva da, mixtă? Da, da, cu siguranță să fie o gală mixtă. Să punem în valoare toți sucevenii. Vrem să luptăm, să arătăm ce putem. Da, da, mai vorbi când ai fost prezent aici. Ne aminteam, e și singura noastră experiență în acest domeniu cu gale organizate de Ionuț Atodirese. A fost vreo 2 sau 3 ediții organizate în Suceava. Da, au fost acum câțiva ani niște gale organizate de Pitbull Ionuț, reușite, pentru că de atunci nu s-au mai făcut asemenea evenimente și cred că Suceava are nevoie de așa ceva, pentru că kickboxul românesc crește tot mai mult. Și e păcat, mai ales la noi aici, în Moldova, Suceava, să nu o organizăm, pentru că tot plecăm prin afară, prin țări străine și... Da. Bine, nu s-a organizat pentru că Ionuț n-a avut nici sprijinul pe care și l-ar fi dorit. Da, da, la... da, și asta e drept. În România nu prea sunt bani, dar poate venim cu ceva din afară. Încercăm să-l aducem aici, mutăm kickbox-ul la Suceava. Da. Banii ar fi o problemă, dar și sala. Vorbeam înainte de emisiune că nu prea ai un loc să organizezi, da, un eveniment, da, de anvergură. Nu am putea organiza un eveniment de top foarte mare, cu foarte, foarte mulți spectatori, dar cu siguranță găsim o sală, ceva, să facem cât de cât un eveniment. Poate domnul primar în curând o să construiască o sală polivalentă. Da, așa sperăm cu toții. Da, da. Trimitem pliculeți acolo, e-mail-uri. Da, puneți un borcan să da, poate da, fiecare. Da, da. Da. Când ar urma să aibă loc? Nu știm, nu știm, încă nu știm deocamdată. Încercăm să le punem toate cap la cap. Dar din experiența ta sau din ce ai vorbit cu oamenii din domeniu, cât e necesar? Pentru cât timp să organizezi un eveniment? Nu știu prea multe detalii, da. Eu, din ce am înțeles, urmează să se facă așa ceva la Suceava, dar nu știu mai multe detalii. Eu merg la pregătire, mă antrenez și aștept momentul. Da. Da. Una peste alta, înțeleg că ești pe un drum ascendent, nu? Da, de la an la an evoluția e tot mai mare și datorită muncii, dăruirii și sacrificiilor. Da. Ești optimist, nu? Da, da, da. Nu pot să... nu vreau să fac altceva. Simt că asta e meseria, asta e job-ul acum și nu vreau să-mi schimb pentru nimic. Da, și dacă se merită, nu? Cel puțin... Da, da. Se merită. E satisfacție când simți că evoluezi și de la nivel la nivel tot crești. Și automat vreau mai mult și mai mult și mai mult și sper să ca în 2-3 ani să fiu un top, să fiu numărul 1. Bine, e greu, drum lung până acolo, dar fac tot posibilul. Da. Ulterior poate te apuci tu de politică, am văzut. nu cred. Da. Da. Mai e drum lung până atunci. Până cred că până la 30 ceva de ani încă pot să o fac. Dacă mă ajută Dumnezeu și ne ferește de accidentări. Bineînțeles. Acum, sigur, cel mai important pentru moralul vostru e să câștigați, nu, meciuri, dar presupun că vă ridică încrederea în sine și în momentul în care apar oameni cu bani și vă susțin, nu? Da, cu siguranță. E o satisfacție când ești bine plătit, pentru că... Bun, și când vezi un om de afaceri că vrea să-și asocieze imaginea cu tine, nu?
Da, e o satisfacție, da, pentru că... L-a impresionat, nu? Da, că așa crește kickbox-ul, așa e... E bine să ne susținem unul pe altul. Avem nevoie de așa ceva, de câți mai mulți oameni investitori. Da, din acest punct de vedere stai bine? Da, da, sunt bine, am sponsorul care mă ajută și mulțumesc foarte mult. Chiar au fost niște cheltuieli acum cu Thailanda care m-a susținut și are încredere în mine și mă ajută foarte mult. Și cu siguranță, într-un an, doi, vom fi acolo sus. Asta nu înseamnă mai că nu mai loc și pentru alții, nu? Da, asta nu înseamnă că nu mai loc și pentru alții, dar momentan sunt bine și ne înțelegem foarte bine. Da. Și nu mai am nevoie de nimic altceva, pentru că avem încredere unul în celălalt. Presupun că în perioada în care ești în vacanță aici, ai mai luat legătura cu foști colegi de aici, cu prieteni, ce știi, mai sunt cluburi de profil în Suceava, cum stau, se prezintă copiii? Din păcate în Suceava nu prea mai sunt, nu e un club de kickbox special. Cred că are nevoie Suceava de așa ceva și până mă întorc eu acasă sper să construiască cineva o sală, pentru că cu siguranță asta voi face în viitor. Voi deschide la Suceava o sală de kickboxing și voi aduce kickboxingul la Suceava. Da. E promisiune, nu? Ei te văd hotărât. Da, sunt hotărât și cu siguranță o să reușesc. Da. Din păcate, am dat, nu e nimic, nu? Nu. Sunt sportiv, îmi fac meseria, încerc să mă fac cât mai bine, iar apoi vedem ce urmează pe final de carieră. În momentan mai e un drum lung până acolo. Da. Nu știu. Mi-ai răspuns destul de succint așa la întrebări și am cam terminat subiectul de discuție, doar dacă vrei să adaugi tu ceva. Final. Da, repet, mi-aș dori la Suceava să kickboxing-ul să crească tot mai mult, ca domnul primar să construiască o sală polivalentă, pentru că asta avem nevoie ca să putem face evenimentele și automat și tinerii cresc, pentru că sunt sportivi care vor să facă, vor să crească și nu au cum, nu au unde, trebuie să plece prin afară, trebuie să o ia pe drumuri mai grele. Și de ce să nu avem noi acasă o sală bună de kickboxing sau să avem o sală polivalentă și să o organizăm toate aici, nu? Bineînțeles. Asta mi-aș dori cel mai important pentru copii e să-i dai exemplu concret, să aibă posibilitatea să vină la un asemenea show și abia atunci poți convinge să să apuce de sport. Da. Pentru că e mai bine. Sportul e, chiar dacă e un sport dur, e foarte serios, te disciplinează și sunt copii care o iau pe căi rele și anturajele sunt foarte mari în ziua de azi și dacă e, hai să facem sport, e mai bine. Da, în cadrul organizat, măcar dispar niște riscuri, nu? Și... Da. Da. Apropo de acest lucru, acum multă lume asociază sala polivalentă doar cu handbalul sau nu știu, cu voleiul, dar e clar că se pot organiza evenimente de tot felul într-o... Da, într-o asemenea sală centru, și să crească sportul tot mai mult. De ce să facem numai handbal, numai fotbal? Toți vor să fie fotbaliști în ziua de azi, dar sunt și alte sporturi care trebuie puse în valoare. Și la noi, la Suceava, chiar e nevoie de o sală polivalentă. Da. Știu că urmărești ce se întâmplă în lumea sportului sucevean. Da, tot mai mult urmăresc. Da, probabil ești tu dezamăgit de... Uneori, da, uneori. De această lipsă de perspectivă. Da. Avem nevoie de un complex ăsta sportiv ca să creștem tot mai mult, pentru că, nu știu, handbalul e la Suceava, tot mai se mai mișcă, dar vrem să aducem mai multe stiluri la Suceava. Dacă nu, trebuie să ne mulțumim cu ce avem. Exportul talentelor, că la urmă, de obicei asta se întâmplă, când apar talente, merg în alte părți unde au condiții. Da, cum a fost și cazul tău, nu? Da, de exemplu, în Olanda, kickboxul e sportul numărul 1 acolo. Sunt săli de kickboxing, cum sunt fast food-urile în Anglia, la orice colț. Și automat, sportivii tineri care vor să facă asta și vor să crească, de acolo evoluează mult mai repede.
ca noi să plecăm de aici, să plecăm în alte părți și tot așa. Da, asta e o problemă majoră a țării noastre, că indiferent de sport avem puțini practicanți, chiar și la fotbal, dacă te uiți cât practică în Germania, în Anglia, noi suntem... De ce toți vor să plece? Da. Să prindă contracte mai bune, până la urmă banii sunt mai buni în afară, dar tot acasă e mai bine. Na, ce să zic, chiar îmi doresc să te ții de promisiune când termin cu ringul, să te întorci aici să organizezi, să înființezi un club profesionist și toate acele gale și concursuri pe care ți le dorești. Doamne ajută, mergem înainte, lucrăm constructiv. Na, apropo de sponsor, nu? Da, lucrăm constructiv, apropo de sponsor. Da. Andrei, îți mulțumesc mult pentru că ai venit la această emisiune. Mulțumesc frumos, Daniel. Scurtă, ce să zic, dar așa, o pată de culoare. Că da, știți cum se zice, esențele mici se țin în sticluțe, nu, esențele tari se țin în sticluțe mici. Bineînțeles, da. Și oricum ești o pată de culoare în această lume a sportului pe care noi, care stăm aici în Suceava, tot o știm destul de bine. Mult succes în continuare și mulțumesc, te mai așteptăm aici. Mulțumesc, Daniel, și Doamne ajută. Doamne ajută, doamnelor și domnilor, cam atât pentru astăzi. Sunt Daniel Vatamanu, până săptămâna viitoare, toate cele bune, la revedere!